Bună dimineața, bine v-am găsit la ProSport Live. În această dimineață discutăm despre echipa națională și despre Dinamo, pentru că invitatul nostru în această dimineață este fostul mijlocaș al Câinilor Roșii, Sergiu Hanca, actual fotbalist al celor de la Cracovia. Bună dimineața, Sergiu, îți mulțumesc că ești alături de noi. Bună dimineața, plăcere. Ce faci? Bine, acum am luat și noi vacanță, avem 2 săptămâni de pauză în care încercăm să ne reîncărcăm bateriile pentru anul ce va urma. Cum e vacanța asta pentru tine? Scurtă? Ți-ai fi dorit să fie mai lungă sau e suficient cât să îți revină, cum să zic eu? De fapt, stai, ți-a dispărut cheful de fotbal, având în vedere că ai avut un an plin și cu pandemie și așa mai departe, sau mai aveai chef? Sincer, nu mi-a dispărut cheful de fotbal, dar cred că această vacanță de 2 săptămâni este binevenită, pentru că a fost un an destul de greu din punct de vedere mental pentru multă lume. Și în această perioadă anului, mai ales de sărbători, de Crăciun, lumea e mai relaxată, e mai bună și suntem altfel față de cum am fost tot anul. Și că despre fotbal, e o vacanță ca oricare alta, nu e nici mai lungă, nici mai scurtă, 2 săptămâni, cam așa am avut de fiecare dată iarna, în care să încerc să-mi petrec cât mai mult timp acasă, împreună cu familia, cu prietenii și apoi să mă reîntorc la treabă. Tu de obicei plecai în vacanță cu soția, din câte știu. Acum cred că o să stați acasă? Da, plecam pentru că, neavând ocazie să plecăm în timpul anului, doar vara și iarna, profitam. Dar anul acesta vom sta acasă cu familia, pentru că anul acesta nu i-am văzut aproape deloc. Și la anul vom vedea ce va fi, dacă vor dispărea aceste restricții. Cum a fost anul din punct de vedere fotbalistic pentru tine? Pentru că ai avut un an bun, sezonul trecut, mă refer la Cracovia. Acum ați avut niște probleme, o depunctare, însă tu ai revenit și la echipa națională. Per total, dacă tragi linie, ești mulțumit de ce ai realizat în anul 2020? Pentru mine, anul 2020 a fost cel mai bun an de când joc fotbal. Dar în același timp a fost și cel mai bun an personal, pentru că s-a născut și al doilea copil al nostru, o fetiță, și acum suntem mai mulți, suntem cu toții sănătoși, suntem fericiți. Iar fotbalistic am câștigat 2 trofee din 3 în campionatul Poloniei, am revenit și la echipa națională, deci tot ce mi-am propus mi-am îndeplinit. Mai mult decât atât, dacă nu mă înșel, tu ai semnat recent și prelungirea contractului pe o perioadă destul de lungă și pe destul de mulți bani, din câte știu, cu Cracovia. Da, este un contract bun, este un contract care ei mi l-au oferit pentru a mă motiva în continuare și pentru a mă face fericit, pentru că am avut o ofertă de la un club din Franța, în prima ligă. Aha, și nu s-a din știut. Prima ligă și ei au luat în calcul această ofertă și au încercat să-mi ofere ceva astfel încât să mă facă, cel puțin din punct de vedere financiar, la fel de mulțumit și în același timp să mă motiveze, pentru că e un proiect foarte important la Cracovia. Din ianuarie, când începem pregătirea, ne mutăm la baza nouă, o bază impecabilă, extraordinară. Și anul acesta este puțin dificil, pentru că am plecat cu minus 5 puncte și s-a scos și play-off-ul și play-out-ul. Ah, deci acum e din nou sistem clasic de... Este sistem clasic, okay. 16 echipe, dar da. Cum am zis, de asta nu m-au lăsat să plec și și-au dorit cu adevărat să rămână aici, pentru că din sezonul viitor vrem cu adevărat să câștigăm titlul. Aveți capacitatea și posibilitatea să vă luptați real la titlu? Da, tocmai de aceea antrenorul nu prea schimbă jucători în această perioadă și doar dacă e strict necesar, pentru că își dorește să creeze pentru sezonul următor o echipă foarte omogenă. Având, nemai fiind play-off sezonul acesta și având meciuri mai puține, plecând și cu minus 5 puncte, e puțin dificil în Polonia să te bați la titlu. Primele 3 echipe acum sunt la o distanță mică de puncte între ele. Și mental, în primul rând mental, când pleci cu minus 5 puncte într-un campionat, mental este puțin dificil. Plus că niciodată nu știi ce va fi, pentru că în acest sezon noi am fost pur și simplu decimați de accidentări. Și tu ai avut o problemă COVID, de accidentare, da, care tu de obicei nu prea ai avut așa, da, de lungă carieră accidentări. Prima accidentare mai serioasă. Da, mai serioasă. Am mai avut contracturi, contuzii, astea treceau în 2-3 zile. Da, este prima accidentare, dar face parte din viața oricărui fotbalist. Și, cum ziceam, a fost la un moment dat antrenorul când avea 10 jucători valizi și în rest doar junior la antrenament. Am avut în jur de 12 jucători. Cred că echipa de accidentați putea să joace oricând în primul 11 în echipa celorlalți.
Tu ai lipsit, cred că, din cauza accidentării, vreo 3-4 meciuri la Cracovia? Cam așa? Am lipsit 4 în campionat, dacă nu mă înșel, și unul în Cupa Poloniei. Ai avut, de fapt, ce ai avut? Tu ai avut undeva... O leziune de gradul 2. O leziune am făcut-o când am fost la echipa națională. Uite, asta cred că a fost o problemă pentru tine, pentru că tu ai venit la echipa națională, ai revenit la echipa națională, ai făcut un meci, mulți spun, foarte bun, ca fundaș dreapta meciul cu Irlanda, după care toată lumea se aștepta, gata, să fii tu acolo, și a venit și această accidentare. Te-a frustrat cumva că a venit în acel moment? Da, m-a deranjat, nu m-a frustrat, nu pot să numesc frustrare, dar m-a deranjat pentru că îmi doream să fiu acolo, îmi doream să joc, îmi doream că atunci când mi se acordea minute să dau totul, să încerc să ajut echipa națională. Dar am privit-o ca pe o lecție, am învățat câte ceva și nu pot să spun că a fost cineva vinovat sau ceva, pentru că, după cum am zis, a fost mental un an foarte greu, 2020. Uh-huh. În plus, această situație, mereu, stres, și când ne-am dus în Islanda, noi aveam antrenament oficial, încă nu știam, suntem pozitiv, nu suntem pozitiv. Era greu, mă gândeam, poate ies pozitiv și rămân prin Islanda, că acolo de... fugeam, vineam în not în țară. Nu, n-a fost, râdem, glumim, dar nu, să știți că n-a fost ușor, a fost foarte, foarte dificil, mai ales acea acțiune din octombrie. Nu veneai not, acum îmi dau seama, puteai să te bagi într-o geantă de aia mare de minci sau ceva, un sac de minci, te băgai printre minci și te aduceau în țară. Mă luau cu izoleta, mă duceau la cală. Cu izoleta, Doamne ferește, să nu glumim. Bun, hai să revenim un pic la Cracovia. Zi-mi de Andreea, de soția ta, pentru că mă uit în social media și parcă capătă o anvergură tot mai mare, a devenit foarte cunoscută, mă uitam, se fac tot felul de clipuri cu ea pentru echipă, pentru club, pentru suporteri. Care e poziția ei în momentul de față în Polonia? Da, Andreea, ea fiind mereu aproape de mine și exteriorizându-se la meciuri, și când era la Dinamo, când dădeam gol, fugea prin tribune, și acolo s-a comportat la fel, iar oamenii au rămas puțin surprinși pentru că nu sunt obișnuiți și au plăcut-o și iubit-o și respectat-o de la început. În schimb, ea acum a devenit membru de onoare într-o fundație de caritate. Așa. Și împreună cu ceilalți membri de onoare din cadrul acestei fundații încearcă să facă cât mai multe acte de caritate, să ajute copii. Acum de Crăciun, numărul după pandemia de COVID, care a fost în primăvară și s-au continuat pe cu restricțiile, numărul oamenilor săraci din Cracovia care mergeau la o cantină specială pentru a primi în fiecare zi un pachet de mâncare a crescut de la 20 de oameni la 80. Deci e nevoie și ei îi place foarte mult lucrurile acestea să ajute. Da, am văzut niște imagini, Sergiu. La un moment dat era gravid, am impresia, și ajuta cu pachete. Știu că erau niște poze cu ea în care era cu mască pe față. A fost cu spitalul atunci o acțiune în care împreună cu cei de la Aquavia Polonia, care pentru noi acest lucru înseamnă mult pentru că ei iau Aquavia din România, e un brand românesc. Ea implicându-se, iar eu doar am ajutat-o să care apa pentru că era dificil, era gravidă, am fost la spitale pentru a da apă pentru cei infectați cu acest virus. Dar nu v-a fost frică de virus? Am purtat măști, mănuși, ne-am... Mai ales că ea era și gravidă, adică asta m-a frapat pe mine. Nu, nu stau să mă feresc, că trăiesc viața normal și nu, mie personal nu mi-e frică de acest virus. În momentul de față sunt sigur că mai mult sau mai puțin multă lume îl va lua și tot ce trebuie să, cred că, să-i protejăm pe cei mai în vârstă care au afecție. Bun, ce urmează pentru tine, ce planuri ai pentru anul 2021? Păi, fotbalistii, personal îmi doresc să fiu sănătos, pentru că am văzut ce înseamnă să stai departe de echipă atunci când ești accidentat. Nu e plăcut să vezi cum colegii tăi se antrenează, joacă și te macină puțin, și îmi doresc să fiu sănătos, să joc toate meciurile, să pot să le joc la intensitate maximă. După cum am zis, cu echipa de club o să încercăm să terminăm cât mai în față pe un loc de Europa. Acesta este obiectivul. Suntem angrenați și în Cupa Poloniei încă, deci șanse sunt. Doar că e foarte dificil să luăm titlul sezonul acesta, realistic, pentru că e o diferență mare de puncte și acolo oricum, și când era play-off, nu se înjumătățeau punctele. Se continua cu punctele care le acumulai în timpul sezonului.
Și îmi doresc sincer la sfârșitul anului să nu vor fi gata, dar să avem șanse reale să ne calificăm cu echipa națională la mondial. Vom discuta și despre echipa națională în detaliu. Vreau să mai întreb despre Cracovia. Spuneai că ți-au făcut o ofertă de prelungire pentru a te păstra, având în vedere că ai avut o ofertă din Franța. Dacă nu mă înșel, tu cred că ai avut o ofertă din Franța și când erai la Dinamo? De la Bordeaux sau Lille? Nu mai știu exact. De la Lille. Nu de știu, la Lille. Pentru că noi jucătorii mereu aflăm ultimii. Ei, aflați ultimii. Asta e așa discursul vostru? Nu, este discursul nostru. Știu discuții care din trecut în care cluburile erau aproape înțelese, dar nu se înțelegea agentul sau cu clubul respectiv. Sau. Noi chiar aflăm cam ultimii, pentru că prima oară trebuie să fie mulțumit clubul, apoi agentul și apoi jucătorul. Cam așa este ordinea. Serios? Ordinea. Dar chiar dacă ei, toată lumea urmează acești pași, până la urmă urmei tot jucătorul decide. Pentru că dacă corect. Nu vrea să semneze, nu se realizează nimic. Corect, corect. Crezi că s-ar potrivi campionatul Franței ca stil de joc? Nu știu, este cu siguranță un campionat dificil, nu este un... E în top 5, clar. Da, nu este un campionat ușor. Eu cred că mă pot adapta oriunde, pentru că eu nu sunt un jucător care să ia mingea de la mijlocul terenului, să dribleze pe toți și să dea gol. Eu sunt un jucător de echipă, mă pun în slujba echipei mereu, dau totul la antrenamente, la meciuri și eu cred că acest gen de jucător se poate adapta oricărui campionat. Tu, în momentul de față, pe ce poți să te simți cel mai bine? Pentru că, ok, la Dinamo ai jucat și mijlocaș dreapta și fundaș dreapta, însă la Cracovia am văzut că ai jucat și fundaș stânga, ai jucat și mijlocaș central, ai jucat și inter. Unde te simți cel mai bine? Pe ce post? Păi da, la Cracovia am jucat fundaș stânga în câteva meciuri, pentru că aveam patru fundași stânga și erau toți accidentați. Și nu au avut cine să joace. Și atunci eu, jucând în trecut și fundaș dreapta și... înainte fusesem în septembrie la echipa națională și am jucat fundaș dreapta, bine, într-un sistem mai diferit în care am libertate, atunci antrenorul a văzut că se poate baza pe mine și m-a folosit acolo. Dar, cum am zis, eu sunt un jucător de echipă, joc oriunde îmi cere antrenorul și încerc să dau totul. Cele mai multe meciuri le-am jucat în bandă dreaptă. În rest, mă adaptez. Bine, la echipa națională acum ai jucat fundaș, ai venit cel mai des pe postul de fundaș și cel puțin mie personal mi-ai plăcut ca fundaș dreapta. E un post care ție, pe care ți-l dorești la echipa națională sau dacă ar fi să alegi, ai prefera să joci mijlocaș de bandă? Eu la echipa națională am zis că vin din pe orice post, din orice postură, adică nu pot să comentez când vin la echipa națională. Echipa națională pentru un fotbalist, din punctul meu de vedere, este cel mai frumos loc unde poate să fie și poate să joace. Pentru că la echipa de club e echipa de club, dar la echipa națională este altceva, este alt feeling, este alt sentiment. Vom discuta și despre asta, pentru că Cică Popescu v-a criticat, nu pe tine, ci pe voi, generația voastră, spunea că nu mai tremură carnea pe voi când ajungeți la națională. Vom discuta despre asta, dar acum vreau să discutăm despre Dinamo. Dinamo a remizat doar 1-1 cu Academica Crâncene. Hai să vedem ce au spus antrenorii după această partidă. Situația nu este deloc bună în acest moment. Suntem neplătiți din luna august. Lucrurile nu stau așa, sunt destul de delicate în acest moment. Nu știu ce jucători vor rămâne în această perioadă. Reunirea echipei este pe data de 3 ianuarie, așa că o să vedem în perioada asta scurtă ce gânduri au cei de sus, și aici mă refer la cei care conduc clubul, suporterii. În acest moment știu că ei au făcut foarte multe demersuri în această perioadă de a salva situația aceasta și sper ca zilele astea să se ajungă așa la o decizie, la o concluzie în care să avem mai multă liniște începând cu anul viitor. Suntem pe un loc de play-off, un loc la care nimeni cred că nu ne dădea nicio șansă sau nimeni nu credea că suntem în stare de așa ceva. Mă bucur că reușim să atragem atenția, mă bucur că lumea vorbește la superlativ de echipa noastră și ăsta este un lucru foarte bun. Se datorează acestor lucruri faptului că avem un grup și un vestiar foarte puternic, unit. Avem o conducere care ne asigură toate cele necesare, liniște financiară și
toate premizele sunt pentru a face performanță. De ce nu? De ce nu? Ne dorim. Ne dorim, muncim pentru asta, ne antrenăm. Nu ăsta este obiectivul nostru. Nu este un obiectiv impus, este un obiectiv al vestiarului, al staffului. Da, am revenit cu Sergiu Hanca. Sergiu, te așteptai ca Dinamo să fie atât de jos în clasament, să vedem echipe gen Clinceni sau Sepsi în play-off? Sincer, nu, dar pentru mine nu e o surpriză atât de mare, cum spunea Ilie Poinaru, pentru că știu că atât el cât și Leo Grozavu sunt doi antrenori care pregătesc foarte bine, sunt antrenori care își doresc și în plus de asta au stabilitate și asta cred că e important, mai ales în fotbal românesc, să ai stabilitate, să ai o relație bună cu conducerea, să te impui în fața vestiarului, vestiarul să te respecte, să pună în practică ceea ce antrenorul îți cere și cred că nu sunt întâmplătoare aceste clasări ale echipelor. Chiar am urmărit câteva meciuri de ale lor și pot să zic că joacă un fotbal plăcut pentru un suporter și, după cum am zis, eu cred că își merită locurile în momentul de față. Dinamo, crezi că prinde play-off-ul? Șanse are, dar este foarte important, cum a zis și Jerry, este foarte important ce va rămâne din ianuarie la Dinamo, pentru că au plecat câțiva jucători, probabil vor să mai plece câțiva jucători. Sigur. Și atunci este dificil să vezi, chiar dacă se redresează situația financiară, trebuie să aduci jucători. Și jucătorii de valoare costă, în ziua de astăzi costă. Și atunci rămâne de văzut care va fi strategia perioadei de transferuri și ce jucători vor reuși să țină și ce jucători vor reuși să aducă în caz că vor pleca. Da, Sergiu, ai fost colegi la Dinamo, mă refer la Paul Anton, Jerry Ganeț a fost antrenor mai mult, da? Tu ai mai vorbit cu cei de la Dinamo în ultima perioadă? Pentru că, ok, tu ești departe acum de România, ești bine, ți intră-ți banii la zi, da, sunt și bani mulți. Da, legătură, așa? Chiar am fost în vizită și pe la ei. Ai fost la Dinamo în vizită, da? Când, recent, acum, când ai venit? Da, și... Cum e atmosfera acolo? Să știți că atmosfera e bună și grupul e unit, asta este important. Și în ciuda situației financiare, grele din momentul acesta, grupul e unit și știe că, sau cel puțin știau înainte, că acum am luat vacanță, știau că tot ce trebuie să facă este să joace fiecare bine, pentru că nu se știe ce va fi. Și în cazul în care vor trebui să plece sau să-și caute alte echipe, să aibă soluții, pentru că oricine caută jucători în formă sau jucători de valoare. Și dar nu e greu, Sergiu, în momentul ăla când ești implicat direct acolo, cu ochii din exterior, normal, spui, domne, joci pentru tine. E greu, exact asta vorbeam cu ei și am zis, și eu am fost la Dinamo și eu am trecut prin momente mai dificile, spre sfârșit, atunci când am plecat, nu era situația extraordinară. Dar totuși, mai luam un ban, mai ne linișteau, mai atunci cât de cât nu erau probleme cu banii, erau mai mult probleme cu rezultatele. Nu aveam rezultate și era altă presiune. Dar acum nimeni nu poate să le ceară mai mult decât au făcut până acum. Cred că au făcut maxim ce se putea face, au câștigat meciuri, au legat victorii. Cât de cât stafful tehnic a ținut jucătorii conectați până în ultima etapă și aseară puteau câștiga. Deci... tot greul s-a sfârșit. Acum urmează două săptămâni în care trebuie să fie o strategie foarte bine pusă la punct și să se încerce ca acest club să se salveze și să aibă rezultate. Bine, acum astăzi este o întâlnire foarte importantă, este adunarea generală a acționarilor, o adunare cerută de țeparul Pablo Cortacero, acest mafiot, putem să-i spun, sau găinar spaniol care și-a bătut joc de Dinamo, a cerut ca adunarea generală a acționarilor să fie astăzi. Vor fi și suporterii acolo pentru că au 20% din acțiunile clubului. Se încearcă debarcarea lui Cortacero, să vedem dacă se va reuși. Din fericire pentru club, Nicolae Badea a acceptat să
ofere bani printr-un contract de sponsorizare, astfel încât Dinamo să o ducă cu cheltuielile curente până la sfârșitul anului. Mă refer aici barem de arbitri, organizare, meci și așa sfârșitul mai departe. Sfârșitul anului sau sfârșitul sezonului? Sfârșitul anului. A, deci s-a terminat. S-a terminat, da, exact. Dar nu ajungeau nici până aici, Sergiu, pentru că de vreo 3 meciuri nu da, mai sunt bani. Zis, până aici au dus-o. Important e ce vor face din ianuarie. Ce părere ai de aportul suporterilor? Pentru că un proiect care la început părea doar așa ceva frumos, dar lipsind cumva de importanța financiară, a început acum să capete tot mai multă importanță și vin tot mai mulți bani de la suporteri. E ceva unic ce au făcut, e ceva fără precedent, dar nu este de ajuns. Ei nu pot, la nesfârșit, să țină această echipă în viață. E nevoie să vină un investitor lângă ei, ei să continue pe aceeași cale pe care au urmat-o până acum, dar e nevoie de un investitor puternic financiar care să aibă milioane de euro, astfel încât să scape clubul de datorii, iar apoi împreună cu ei să facă o strategie să ajute Dinamo pentru ca această echipă să redevină în top, acolo sus. E un brand Dinamo, toată lumea știe acest lucru, probabil este cea mai iubită echipă în momentul de față din România, dar nu este ajuns doar suporterii să fie alături de ea. Dinamo are nevoie de un investitor puternic în momentul de față. Pe de altă parte, Sergiu, stăteam și mă uitam, suporterii au făcut niște artificii la nivel de acte incredibile de specialiști. I-au scos pe Cortaseru și pe ai lui din Consiliul de Administrație, l-au pus pe Ftimescu, s-au coalizat toți românii din Consiliul de Administrație. Mi se pare interesant, adică mi se pare că nu mai este un proiect de niște suporteri care s-au dat jos de pe gard cu steagul în mână și încearcă să strângă bani deja. Sunt destul de bine organizați la nivel de organigramă. Da, ușor prin conturi și cu siguranță și aducerea lui Bonetti în ca și consilier de DB, cred că a fost făcut în acest scop, pentru a-i ajuta pe plan fotbalistic să... Scuză-mă, te întrerup un pic, pentru că este directorul de marketing al lui Dinamo, Radu Birlica, alături de noi. Bună dimineața, domnule Birlica! Bună dimineața! Ce faceți? Ce-ți facem? Ne pregătim de o nouă săptămână. Așa? Importantă. De ce importantă? Păi astăzi, cum bine știți toți, are loc o ședință foarte importantă. AGA, da, Adunarea Generală a Acționarilor. Exact, da. Ce puteți să ne spuneți? A venit Cortaseru în România? Din ce am auzit, am înțeles că ședința se ține și că ar fi venit în România. Ah, interesant ce îmi spuneți. Dar nu știu nici eu sigur 100%, da. Pentru că nu am detalii exacte. Vă întreb altceva, pentru că cât de cât teoretic ar trebui să fiți mai informat decât mine, pentru că faceți parte din organigrama clubului cum necum. E adevărat zvonul că Cortaseru ar fi venit cu niște bani? Știți ceva? Ați văzut ceva în conturi? Vi s-a transmis ceva? Nu, n-am auzit de chestia asta. Știu doar că astăzi are ședința, care v-am zis, e foarte importantă, da, da. Pentru majorarea capitalului. Nu cred... auzeam toți dacă erau bani în cont. Acum vedem ce te hotărăști. Ce am auzit este că ar fi venit în România. Asta e important. Da. 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 Vă întreb altceva, pentru că dumneavoastră sunteți un specialist în zona de marketing, contracte, sponsorizări și așa mai departe. Ce contract de sponsorizare a oferit domnul Badea pentru cheltuielile de sfârșit de an ale echipei? Păi, domnul Badea a plătit absolut toate cheltuielile aferente meciurilor până la sfârșitul anului, adică cu da. Două meciuri înainte de ce vorbim acum și da. De cel de-aseară. Deci este un contract destul de ok pentru noi în perioada asta când n-am avut niciun ban. Deci chiar ne-a ajutat acest contract. E adevărat. Dumneavoastră, cum mai stați cu adunatul, să-i spun așa, de sponsori și de bani? Pentru că mă gândesc că atunci când situația asta e haotică așa, e greu și pentru dumneavoastră să puteți să convingeți. E foarte cineva. Greu să vă spun de ce, că eu sunt în discuții cu foarte multă lume. Dar da. În perioada asta, având în vedere incertitudinea și tot ceea ce apare și în presă și peste tot, toată lumea stă, așteaptă, chiar mi-au spus câțiva, hai să vedem ce se reglează și din ianuarie reluăm discuțiile. V-am zis și repet, Dinamo este atractiv din punct de vedere al marketingului, al publicității companiilor, dar din păcate situația de la club nu mi-a dat posibilitatea să accesez
așa cum ar trebui fonduri de la companii. Da. Dumneavoastră, în ce relație sunteți cu suporterii? Pentru că și suporterii au un aport foarte important în ultima perioadă la Dinamo, poate cel mai important. Eu am o relație foarte bună, chiar cu domnul Elia și domnul Tarache vorbesc permanent. Uh-huh. Avem o relație foarte bună de la început, de când am venit am avut o relație foarte bună. Da, și poziția lor care este în momentul de față? Ca și a mea, ca oricărui din club sau a oricărui suporter, este ca clubul să meargă mai departe și să se creeze mediul acela propice de a face performanță. Da. Mediul propice în momentul ăsta de a face performanță, trebuie să avem și bani. Cel mai important. Cel mai important. Din păcate, dacă nu ai bani, nu poți să faci nimic. Mai ales la fotbal. Și să sperăm că astăzi se va decide ceva. Se va decide ceva spre binele lui Dinamo. Da. Indiferent ce discuții or să fie sau ce se va întâmpla, să sperăm că totul se îndreaptă, că toți sperăm lucrul ăsta, vă dați seama. Da. Am stat atâtea luni fără bani, vă dați seama că nimeni nu își dorește lucrul ăsta, niciunde. E adevărat. Stați să citesc repede și două mesaje de la cei care ne privesc. Cristina Pârvu a vorbit cu Cortaseru, știe sigur. Nu, domnul Birlică tocmai asta spunea, că din ce auzi și dânsul ar fi venit Cortaseru, dar că nu a vorbit direct. Așa e, domnule Birlică, spun corect. Nu, n-am mai vorbit de mult timp cu dânsul. Așa. Mă întreabă cineva, a venit cu bani în valiză sau cum? Mă rog, sub formă de glumă. Viostoica, domnule Birlică, în afară de chiloți și cravate, ce ați reușit să mai aduceți la club? Aici cred că e o glumă la adresa faptului că ați auzit acel contract de, cum să-i spun, că nu știu, de costume pentru cei din club, nu? Păi da, nu, e înțeles greșit că așa. Acolo este și o parte foarte mare cash. A, da? Dar încă nu s-a finalizat nici acel contract, tot datorită situației existente. Haideți să vă povestesc o fază legat de spaniol și de costume, ca să vă pun în gardă cumva, să vedeți ce clauze puneți în contract. Cu fostul sponsor, dar cum se cheamă sponsorul ăsta care dă costume? Sponsor de care? Chiligi. Cum? Chiligi. Așa. Fostul sponsor care făcea costume, la un moment dat Dinamo a avut un contract și, mă rog, făcea pentru, știți și dumneavoastră, pentru echipă, pentru Tori. Staff. Da. Și la un moment dat a venit unul dintre spanioli la un oficial român și a spus, domne, mai avem cu respectivii? Da, avem. Bun, vrem și noi comandă. Și omul a spus, bine, ce vreți? Și și-au pus fiecare, nu știu cât, 7-8 costume cu pantofi, cu cămăși, cu cravate și respectivul om din club, nu-i dau numele că poate nu vrea să se afle, a spus, ok, haideți că fac calculul, știți povestea? Da. Fac calcul pe hârtie și aici avem așa, 4.000 de lei costumul, 400 de lei cămașa, 700 de lei pantofii, 300 de lei cravata, vă costă undeva pe la, nu știu, a ieșit ceva, multe zeci de mii de euro. Moment în care spaniolii au spus, ok, nu mai vrem, am crezut că e pe gratis, mulțumim. Da, nu, am auzit discuția. Nu, deci vis-a-vis de contractul ăsta este o parte cash, o parte barter. Da, da. Da, și barterul și cash-ul e o sumă importantă pentru club, dar barterul este pe publicitate, deci cu titlul gratuit. Acum vă dați seama că se adresează mai mult echipei acest barter și mai puțin staff-ului. Acum, domnule Birlică, cu tot respectul, să fac o glumă, nu mai bine le aduceați ceva de mâncare decât de îmbrăcat în perioada asta? Nu vreau să mai comentez nimic. Vă dați seama că am rămas și eu alături de ceilalți colegi ai mei de la birou să încercăm ce putem. În perioada a fost o perioadă extrem de grea. Da. V-am zis, sper că astăzi să rezolve problemele. A, deci dumneavoastră trage speranță că azi, în mod normal, Cortaseru va spune, am venit cu banii. Asta sperați? Nu trag speranța asta. Sper că se va întâmpla ceva de bine. Ori a venit cu banii, ori că cedează acțiunile, ori că se întâmplă ceva pentru Dinamo. Da. Dumneavoastră, pentru Dinamo. Acum, cred că 3 săptămâni, tot aici în emisiune, prin telefon, ați spus că luna decembrie va fi decisivă și că în luna decembrie vom ști sigur dacă acești oameni sunt până la urmă serioși sau nu. Vă mențineți declarația? Păi eu zic că astăzi e o zi hotărătoare pentru ei. Am înțeles. Dacă cumva situația va fi aceeași cu promisiune respectate din punct de vedere financiar, luați în considerare varianta să plecați de la Dinamo? Da, vă dați seama că toată lumea trebuie să trăiască, indiferent cum. Da. Sunt 4 luni care nu am primit nimeni niciun ban, vă dați seama că
E normal, dacă există starea asta de incertitudine, nu sunt fonduri, doar suporterii să ajute clubul, ei pot să facă până la un punct ce pot să facă. Mai mult de atât e greu. E adevărat. Ultima întrebare să vă mai ținem, domnule Birlică. Din ce ați discutat așa și din ce îl cunoașteți pe Nicolae Badea, credeți că există vreo șansă să revină la Dinamo mai mult decât simplu sponsor? Păi, în primul rând, gestul dumnealui e de mare laudă că ne-a ajutat în perioada asta. Că vă spun sincer, era greu să facem rost de bani acum. Nu am vorbit niciodată cu dânsul, domnul Eftimescu a vorbit cu dânsul, dar eu am învățat că în fotbal nimic nu e imposibil și ce este astăzi rău, mâine poate să fie foarte bine, dar și invers. Da, e adevărat. E adevărat. Bun. Deci se pot întâmpla și lucruri foarte bune pentru club, dar se pot răsuci și lucrurile în așa fel încât să fie un dezastru. E adevărat. Bun. Vă mulțumesc mult, domnule Birică. Vă mulțumesc, vă doresc o săptămână bună. Mulțumim, la fel. Da, Sergiu, situația de la Dinamo pe alocuri te amuză, dar după aia dacă stai un pic și te gândești mai bine, este tragic. S-a ajuns ca echipa, clubul Dinamo București să nu aibă bani de pizza pentru jucători după meciuri. Sincer, nu mă amuză. M-a amuzat poate la început, când credeam că se fac glume, dar... A, adică ție nu-ți venea să crezi că poate fi chiar așa, crezi da, că se da, face mișto? Da, credeam că e o glumă, da, dar cunoscând acum aceste lucruri și aceste detalii, chiar e trist. E trist pentru că un club, detalia lui Dinamo, să ajungă să primească, să facă rost de pizza, sau citisem că, auzisem că... Mister Contra dăduse bani pentru pâine pe la saftică. Da, 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 e adevărat. E tot adevărat. E trist. E trist. Ți-e dor de Dinamo, Sergiu? Sincer. Sincer, mi-e dor de atmosfera din cadrul clubului, de foștii colegi. Aveam o echipă unită. Mereu eram unul pentru celălalt. Dar în rest, e diferență. E diferență de când am plecat și am văzut cum e în străinătate și fiecare se concentrează doar pe munca de la antrenament, pe meciuri, nu e niciun stres cu partea financiară, nu... E diferit. E diferit și aceste lucruri te fac să tragi cât mai tare, să-ți dorești mai mult și să rămâi cât mai mult în străinătate, pentru că până la urmă, după ce te lași de fotbal, contează ce ai făcut pentru familia ta, nu mai contează. Dar fii atent, te întreb altceva. Dacă să zicem că mâine, ipotetic, Nicolae Badea spune, gata, domne, iau eu clubul, salvez cu suporterii și primești o ofertă din partea suporterilor. Sergiu, vino acasă, îți dăm un salariu cât ai la Cracovia. Ai accepta? Sau măcar ai stat pe gânduri? În momentul de față, nu. Și vă spun și de ce. Mă simt foarte bine acolo, mă simt foarte respectat. Este locul unde... Nu este locul unde mi-am dorit să ajung, dar este locul în care voiam să fiu tratat exact cum mi-am dorit când am plecat. Când am plecat, mi-am pus niște targeturi cum mi-aș dori să fiu tratat și cum să se comporte echipa, staff-ul, toată lumea față de mine și acolo am totul. Și atunci nu văd de ce aș schimba în momentul de față un lucru care e perfect pentru mine și familia mea pentru un lucru care nu se știe cum va fi. Mai ales având în vedere experiența recentă în care li s-au promis fotbaliștilor. Nu e o siguranță. În ziua de azi, mai ales în zilele în care trăim, atât în viață cât și în fotbal, nimic nu mai e sigur. Iar în momentul de față, pentru mine, acolo totul e foarte clar și sigur. Stau și mă gândesc, sincer, dacă tu ai fi primit o ofertă înainte și ar fi venit Contra și ar fi sunat Sergiu, vino că tu ai mai lucrat cu mine la Dinamo, îți dă Melero Marin, îți dă Cortasero salariul 40.000 de euro pe lună, repet, e posibil să fie acceptat și te-ai fi trezit acum în stradă. Depinde de situația în care eram. Da, dacă eram într-o situație în care nu aveam echipă sau eram la o echipă poate unde nu eram fericit sau așa, da, probabil acceptam. Dar dacă veneau acum și mă sunau și eu sunt la Cracovia și situația care e acolo, nu acceptam. Asta nu înseamnă că n-aș vrea să mă întorc odată la Dinamo sau să-mi închei cariera sau să fiu antrenor pe viitor, am zis-o, la sfârșitul carierei m-aș întoarce și în Liga 4 pentru ei, nu contează. Tot o să mă întorc odată pentru că e echipa mea de suflet, dar în momentul de față nu e ce îmi doresc eu. Cu Paul Antun ai vorbit pentru că da, mai vorbesc cu mulți dintre jucătorii de la Dinamo pentru că am o relație bună cu ei și mereu păstrăm legătura. Și ce ți-a nu spus foarte des, dar o păstrăm. Ce ți-a spus ei legat de situația asta? Pentru că, bine, Anton a spus și la televizor că e deja bătaie de joc pentru că are și el o familie. Și poate să spună, Paul Antun a fost și el mințit, cum au fost ceilalți. El
Lui s-a prezentat cu totul alt proiect față de cel care este în momentul de față la Dinamo. Și cu siguranță acum e pauză, are timp să se gândească, are salarii restante. Se va găsi o soluție ca să ia cea mai bună decizie pentru el, pentru că nu poate să stea la Dinamo doar de dragul de asta și totuși are o familie, are o responsabilitate și cred că va lua cea mai bună decizie. Cu siguranță, dacă există înțelegere și există o strategie bine pusă la punct, va rămâne, pentru că știu că e alături de echipă și își dorește, dar dacă nu, cu siguranță va pleca. Dar crezi că i s-ar potrivi CFR Cluj? Pentru că s-a vorbit despre o ofertă de la echipa lui Edi Ordănescu. Îl vezi jucând la CFR Cluj? Sincer, nu prea am urmărit atent meciurile CFR-ului, dar la cum îl cunosc pe Edi Ordănescu și lucrând cu Paul în trecut, plecând și Bordeanu de acolo, cred că ar fi un jucător esențial în angrenajul lor. Interesant ce spui. Tu te-ai vedea jucând la CFR Cluj, pentru că tu, deși nu mi-ai recunoscut data trecută, eu știu sigur că tu ai avut ofertă de la CFR Cluj. Nu am avut. E șansa ta să recunoști acum. Repet, nu am avut ofertă, au fost niște discuții. Aha, deci a fost ceva. Tu m-ai întrebat de ofertă. Așa. Eu am răspuns despre ofertă. Așa. Nu am avut nicio ofertă oficială, au fost niște discuții într-un timp care nu s-au concretizat și au rămas în trecut. Da, ai avut vreodată un gând de genul, bă, poate ar fi fost bine să dau curs acelor discuții cu CFR Cluj? Păi au fost niște discuții care nu s-au concretizat. Dar ai avut vreun regret? M-am gândit la un moment dat, vă dați seama, mai ales că eu la Dinamo deja intrasem în ultimul an de contract. Da. Au mai fost discuții și cu alte echipe din România, adică... Da, fii atent, te întreb altceva și uite-te în ochii mei să văd dacă poți să fii sincer. Ai avut vreodată ofertă de la rivala FCSB? Nu, eu nu am văzut nicio ofertă, doar discuții, la fel. Incredibil așa ceva. Deci eu nu... Deci, ofertă deci pentru mine înseamnă când tu... Ai primit semnale de la FCSB? Vreodată, de când joci fotbal? Prin diferiți intermediari. Incredibil. Dar... Că stau și mă gândesc ce ar fi însemnat, mai ales pentru ce ai reprezentat tu pentru suporteri la Dinamo, ce ar fi însemnat un transfer. Ți-a trecut vreodată prin minte gândul, bă, ce ar fi dacă m-aș duce la FCSB sau ai refuzat din start fiind dinamovist? Nu, am refuzat. Am refuzat. Când am fost întrebat într-o perioadă prin diferiți intermediari, am refuzat la început când eram la Dinamo. După aceea au mai fost niște discuții, dar aceste discuții nu cred că și-au locul, pentru că știți cum e. Până nu vorbești cu cineva, cu un oficial din conducerea FCSB și să aici facă iarăși ofertă, încerc să fii diplomat și ofertă, știi foarte bine. Nu, pentru mine o ofertă înseamnă când cineva îmi prezintă un contract, aceasta este oferta. Da, tu știi foarte bine cum se fac lucrurile. Jucătorii fiind sub contract cu echipe, oficialii nu au voie să îi contacteze, așa că prin diversi prieteni comuni, știi și tu foarte bine cum s-au făcut transferurile, că Florin Tănase ajunsese director sportiv la FCSB. Se pun întrebări, poate acei oameni doar testează terenul, nu e ceva serios, sau poate te întreabă să vadă cum gândești tu. Nu este, dar vă spun sincer, am avut cu mai multe echipe din România, dar doar la nivelul de discuții. Atât. Nimic oficial, nimic nu sunat de vreun oficial al vreunui club, deci totul a fost doar o discuție. Atât. Mi se pare foarte interesant. Dar, sincer, te-a flatat ideea că FCSB te dorește? Pentru că stau și mă gândesc, ok, ești dinamovist, dar totuși vorbim de cel mai bogat club din România, un club de tradiție, mă rog, club care a câștigat trofee, acum e împărțită tradiția, nu mai discută subiectul ăsta. E un momentul în care iau o alegere în a schimba o echipă, analizez cu atenție punctele forte și punctele slabe. Așa. Mă gândesc cu ce m-ar ajuta acea echipă, cum aș adapta și mă gândesc în același timp ce aș avea de pierdut dacă nu aș reuși. Și cred că nu că aș fi avut frică de Gigi Becali sau ceva, nu. Cred că dacă mi-aș fi făcut treaba, nu ar fi avut ce să zic la adresa mea. Și oricum, în momentul de față, am ajuns la un nivel în care mental puține lucruri mă afectează, pentru că am trecut prin multe și pot să zic că m-am călit. Dar cred că în acea perioadă nu eram potrivit pentru ce era atunci la FCSB, plus că erau alți jucători tineri care iau o strategie și atunci nu avea rost să risc. Cât de mult a contat pentru tine iubirea suporterilor dinamoviști? Mult.
Adică ai luat în calcul și asta, ai pus pe foaie, ok, bani mulți la FCSB, cupe europene, trofee. De partea cealaltă ai pus și suporterii lui Dinamo, sincer. Sincer, nu m-au interesat atât de mult banii cât aprecierea pe care aveam din partea suporterilor. Pentru că, într-adevăr, banii erau peste tot, mult mai mult decât câștigam eu la Dinamo. Aici pot să zic și eu, dacă, să-mi zici dacă greșesc sau nu, știu că s-a ajunseze deja, era subiect de glume, tu și Steriano Filip, erați liderii echipei și aveți cele mai mici salarii din lot. Cred că tu aveai undeva la 3.500-4.000. Da, dar asta nu poate să fie... Cât aveai? 3.500 sau 4.000? Asta pot să zic puțin mai mult, dar asta nu pot să zic că era cineva vinovat, pentru că eu mi-am negociat contractul singur când am venit la Dinamo. Singurul lucru care probabil m-a deranjat a fost că după ce am demonstrat că pot să fac față și am ajuns la un nivel bun la Dinamo, tot existau jucători care veneau doar aduși și aveau salarii triple față de mine. Dar, repet, a fost doar vina mea, pentru că eu mi-am negociat contractul singur și nu puteam, fiecare jucător își negociază singur contractul și nu puteam să stau toată ziua să mă gândesc că celălalt are mai mult decât mine și dar la un moment dat, mă afectam pe mine singur și eu aveam de pierdut până la urmă urmei. La un moment dat știu că și tu, deci tu aveai undeva la 4.000, spui un pic mai mult, 4.500 acolo? Da. Ok. Iar Steliano Filip cred că avea tot 4.500 sau 5.000. Sincer, ceva de genul. Ok. Și știu că la un moment dat, datorită presiunilor făcute de Cosmin Contra, pentru că voi amândoi jucați foarte bine, v-au mărit cumva salariile, dar cu act adițional, adică nu v-au mărit contractul, v-au dat pe câteva luni niște salarii în plus, nu? Parcă ceva așa de genul, bonusuri, da, erau... După care ați revenit la... O mărire mai complicată. Incredibil, mi se pare, pentru că vorbim totuși de niște sume, vorbim de Dinamo, vorbim de niște fotbaliști importanți din Liga 1, cred că puteau să... Cred că a fost o greșeală de management asta, să fi făcut niște măriri cum trebuie. Uite, domne, ai jucat bine, e atât, trage mai tare de acum încolo, nu? Nu știu, eu atâta cred că meritam mai mult și nu meritam poate la început, dar după ce am demonstrat și am avut rezultate bune și consider că am fost un jucător util echipei, cred că puteau să poartă o discuție cu mine. Inclusiv nu neg faptul că când am intrat în ultimul an de contract, am avut o discuție cu cineva de la Dinamo pentru a-mi prelungi contractul, pentru a mări contractul. Chiar eram în mare parte decis să fac acest lucru, da, dar nu s-a mai întâmplat nimic și atunci trebuie să iau cea mai bună decizie pentru mine. Pentru că în iarnă deja intrasem în ultimele 6 luni și nu mai puteam să stau să aștept după Dinamo. E adevărat. Bun. Care-i ultima întrebare de Dinamo, după care trecem la echipa națională? Care este cel mai frumos moment petrecut de tine la Dinamo? Dacă ar fi să nominalizezi unul singur. Un singur? Sau cel mai frumos gol? Pentru că ai avut și golul ăla clar, cu CFR-ul. Cel mai frumos moment e când am câștigat Cupa Ligii, pentru că a fost un trofeu câștigat cu Dinamo. Dar cel mai important gol, să zic, al meu, a fost cel din ultimul minut cu FCSB-ul, pentru că a 2-1. Fost 2-1, a fost un gol care ne-a menținut în lupta pentru titlu, nu doar prin faptul că l-am înscris în poartă lor, nu. A fost doar un gol care ne-a menținut în lupta pentru titlu, a fost un gol care a relansat campionatul, a fost un gol în ultimul minut, a fost o încărcătură psihică foarte și la mare. Peluza și la peluza Dinamo Vista Park. Stelistă. Stelistă? A FCSB-ului, la poarta FCSB-ului. Aha. Și zi-mi altceva, cum te simți ca fotbalist Dinamo Vista în momentul în care știi că e ultimul minut, trebuie să execuți un penalti care îți poate aduce sincer, victoria și ai toți suporterii... Sincer, am făcut abstracție de orice. Ai reușit să faci abstracție? Da, da. Eram și am continuat, eram și foarte bine pregătit mental în acea perioadă și, cum am zis, am avut norocul că am lucrat cu niște băieți mental coaching și m-au ajutat foarte mult și am reușit să fac un pas în plus pe partea mentală față de cum eram la început. Bun. Sergiu, echipa națională. Ai revenit cu Mirel Rădoi. Ce a însemnat pentru tine această revenire? Pentru că tu la un moment dat ai și spus că dacă în cel mai bun punct al carierei tale la Cracovia, când dai pase de gol, goluri la foc automat, nu ai fost oprit de contra la lotul național, nu crezi că o să mai ai șanse în viitor? Da, asta mi-a demonstrat încă o dată ceea ce susținea mereu, că fiecare antrenor are o strategie diferită. Da. Și chiar dacă am spus în trecut că
am fost dezamăgit că nu am fost convocat, am acceptat, să nu credeți că am purtat o ură sau ranchiună sau chestii de genul. Nu sunt genul acela de om. Chiar apoi, după un timp, am întâlnit cu Mr. Contra, am povestit, am râs împreună. Dar pentru mine a fost, cum să zic, mi-a demonstrat că atunci când perseverezi și muncești și continui să speri și să muncești pentru obiectivele tale, totul este posibil. Și pentru mine a fost acesta un obiectiv, de a mă întoarce la echipa națională, de a juca cât mai bine, de a ajuta echipa națională și mai ales de a încerca să mă calific echipa națională la un turneu final, pentru că cred că mai îmi lipsește acest lucru și o să lupt și o să muncesc pentru acest lucru ca să se îndeplinească. Cum este grupa de preliminarii pentru Mondial din punctul tău de vedere? Vă aduc aminte, Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia și Liechtenstein sunt adversarele României în aceste calificări. Pentru mine e o grupă interesantă și îți spun de ce simt acest lucru. În primul rând, mă bucur că am picat cu Islanda. Da. E un moment perfect pentru a demonstra că a fost un accident ce s-a întâmplat în octombrie, semifinalele play-off-ului pentru campionatul european și e timpul pentru o revanșă. Noi mereu, România, am avut în noi, în sufletul nostru, această dorință de a ne revanșa mereu când facem un lucru rău. Și mă bucur că se află și ei printre echipele cu care vom juca. Liechtenstein și Armenia cred că sunt sub noi și normal ar trebui să nu avem probleme cu ele. Macedonia de Nord e o echipă bună, chiar dacă poate multă lume nu a auzit de ea sau, dar uitați, au calificat la campionatul european, dacă nu mă înșel. Da, așa au este. Jucători destul de buni, dar nu cred că sunt peste noi. Iar cu Germania sunt două meciuri în care eu am speranță, pentru că datorită acestei situații cu acest virus, cu călătorii, restricții, niciodată nu se știe ce se poate întâmpla. Clar au jucători valoroși, dar cred că au tot două picioare și eu mereu am zis că depinde doar de tine. Trebuie să fii tu, să ai curaj, să ai o atitudine bună, o mentalitate bună și eu cred că orice este posibil. Bine, acum ca să fim pozitivi așa, și nota mai ales Germania are probleme pentru că e o schimbare de generație, au lăsat deoparte mulți veterani. Vreau să mai zic că mai ales, cred că ați observat peste tot în lume, mai ales de când nu se mai joacă cu suporteri, da. Nu cred că mai există o favorită certă. În multe campionate, uitați în Spania, cine credea, de exemplu, că Barcelona va arăta așa. E adevărat, e dezastru Barcelona. În Anglia, cine credea că City probabil va arăta așa, Marte, după câteva etape. Deci, fotbalul s-a schimbat total cu aceste... Nu mai știi, joci acasă, joci în deplasare, atâta că știi terenul. Dar altfel era când jucai acasă cu fani și te împingeau de la spate și altfel e acum când joci cu stadioanele pline și auzi și vântul cum bate. E adevărat. De ce selecționer te-ai simțit cel mai apropiat dintre... Și cred că ai prins 3, Mireră, 2, Cosmin Contra și Christoph Daum. Păi... Cu Cosmin Contra ne cunoșteam de la Dinamo și era altfel, dar cu Christoph Daum și Mireră 2 este o relație bazată pe respect, o relație în care doar încerc eu personal să pun în aplicare ceea ce selecționerul vrea de la mine și este o relație profesionistă cum ar trebui să fie toate relațiile între un jucător și un antrenor. Bun. Înțeleg că Mireră 2 lucrează foarte mult pe partea asta de ce spuneai și tu că ai făcut mental coaching, e adevărat? Da. Ne poți da câteva detalii despre ce face exact? Nu pot să vă dau, dar atâta pot de să vă zic că sunt lucruri care țin de bucătăria internă și nu este normal, dar atâta pot să vă spun că această parte mentală în fotbalul de astăzi la multe echipe face diferența. Dacă sunt două echipe sau doi jucători de aceeași valoare, partea mentală face diferența. Și nici măcar, chiar dacă un jucător e mai slab decât celălalt, dar e mai puternic mental, poate să-l domine pe cel mai bun valoric. Pentru că în străinătate jucătorii sunt ca niște roboți, sunt ca niște mașinării. Sunt crescuți de mici într-un spirit de învingător, într-o mentalitate în care nu trebuie să renunțe niciodată și atunci când atinge anumite obiective să-și dorească mai mult, mai mult, mai mult. Și aici, uitați, de exemplu, Lewandowski, un polonez, a ieșit cel mai bun jucător al lumii, peste jucători ca Messi sau Ronaldo. Și
Eu nu cred că Lewandowski e mai talentat decât Messi, de exemplu. Eu cred că el doar a muncit și a avut o mentalitate extraordinară, astfel încât să ajungă să fie cel mai bun jucător al lumii. Sergiu, dar te întreb altceva, pentru că eu stau și încerc să mă pun în locul vostru a jucătorilor. Vă treziți de azi pe mâine cu un om adus de conducere, de staff și spune, domne, el e mental coach-ul vostru sau psihologul echipei, lucrați cu el. Cum te deschizi tu în fața unui străin? Poți să faci chestia asta? Ai capacitatea asta să zici, okay, dacă aduce, stafful dacă aduce un antrenor de mental coaching sau un psiholog, un psiholog sportiv, înseamnă că știe că jucătorii sau anumiți jucători au nevoie de acest lucru și încearcă să-i facă să progreseze. Eu nu cred că există, și eu dacă aș fi antrenor, nu aș încerca să îl fac pe un jucător să se deschidă doar pentru a se deschide. Îl fac să se deschidă pentru a-l înțelege mai bine și pentru a-l ajuta să progreseze. Pentru că stăteam și mă gândeam la un antrenor. Un antrenor trebuie să țină un speech în fața echipei, trebuie să aibă un discurs în care 20 și ceva de jucători trebuie să înțeleagă toți mesajul. Da. Este probabil, el are un discurs și îl înțeleg doar 20 și 3, să zicem, sau 5, nu îl înțeleg. Și atunci, clar, trebuie să aibă un ajutor astfel încât toți să înțeleagă ce vrea el de la echipă și să lucreze pe această strategie. Crezi că vei fi o piesă importantă pentru echipa națională în preliminariile pentru mondial? Ce simți sau ce ai discutat cu staful tehnic al echipei naționale? Eu... Ceea ce cred în momentul de față este că mă voi pregăti și obiectivele mele sunt să arăt mai bine decât am arătat în 2020. Iar mai departe, ei decid, au o are de selecție mare și ei cu siguranță vor lua cele mai bune decizii pentru echipa națională, pentru că nu e naționala lui Mr. Rădoi sau lui Nicolae Dică, e echipa națională de fotbal a României. Este echipa națională a țării și trebuie ca această echipă să se califice la mondial. Uite, chiar stăteam și mă gândeam, mi-a venit în minte acum că ai zis de Ronaldo, ce părere de copilul ăsta drăgușin care a început să joace la 18 ani la Juventus Torino, fundaș central. Mi se pare incredibil. Da, bravo lui. Sincer, mă bucur că sunt astfel de jucători români care joacă la echipe de top ale Europei. Și uitați-vă, diferență cea mai bună, că m-ai întrebat, cea mai bună diferență între Radu Drăgușin, cât are 18 ani, da, sau nu știu exact, cum arată și ce mentalitate are și un jucător... Arată ca Ronaldo fizic. Luați un jucător de 18 ani din campionatul României și vedeți cum arată. Și aici de ce, Sergiu, sunt problemele astea? Pentru că e diferență de antrenamente, de mentalitate, exact. Pentru că el a fost crescut acolo, știe ce înseamnă, stă lângă Ronaldo, vede ce mentalitate are un jucător de 35 de ani sau cât are, ce poftă și foame de rezultate are în continuare la vârsta lui și atunci e un exemplu pentru el. În schimb, aici în România e diferit. Da. Și asta este adevărul, nu trebuie să ne ascundem, nu trebuie să ne mințim. Eu cred că noi, românii, suntem egali cu orice fotbalist din lumea aceasta, doar că avem o problemă de a înțelege cum trebuie să funcționeze corect lucrurile. Da. Interesant, pentru că tot mai mulți oameni din generația mai nouă, să-i spunem așa, și mă refer aici la Constantin Schumacher, la Giorgio Găraru, toți ridică această problemă de mentalitate, toți spun că voi, cei care ați reușit la un nivel bun în fotbal, sunteți niște accidente, pentru că ați crescut într-un mediu de ăsta cumva violent, cu înjurături și cu mentalitatea lasă-bă că e bine că așa te durifică și tot mai mult spun că nu este acesta modul corect. Plus că sunt multe cazuri în România, cunosc câteva cazuri în care părinții pun presiune pe copii sau dacă copilul lor înscrie un gol, ei zic că e cel mai bun și nu e în regulă. Eu nu cred că în sănătate o să vezi vreun părinte care să vorbească așa despre copilul lui. La tine cum a fost când erai copil și jucai fotbal? Ce spune la mine a fost diferit. La mine a fost diferit pentru că eu târziu m-am apucat de fotbal propriu zis, la 17 ani. Cum te-ai apucat de fotbal la 17 ani? Într-o conjunctură, păi învățam foarte bine la școală, mama era cu gura pe mine mereu, cu școala. Învăț, da, și am avut o conjunctură, cum am zis. Am fost coptat în lotul FCM Târgu Mureșului, atunci eram în Liga a doua și am prins lotul de vreo două ori și am fost convocat la Under 17. La Mogoșoaia și atunci am văzut Florin Manea și împreună cu Ana Maria Prodan m-au dus la Snagov și de acolo a început cariera mea. Păi da, dar jucai dacă ai fost la Târgu Mureș? Nu, eram rezervă, am fost doar în lot, dar atunci la Under 17 foarte puțin jucători. Ai fost în lot, dar mă refer că ai făcut
antrenamente de profesioniști. Nu erai așa venit de pe stradă la 17 ani să joc fotbal. Păi da, dar mă antrenam și atât. Nu aveam niciun meci, nimic. Eram, doar prindeam lotul de câteva ori și stăteam pe banca de rezerve. Deci nu știam ce înseamnă să joci un meci la senior, nu știam ce înseamnă presiune, nu știam nimic. Iar după aceea, după ce am ajuns la Znagov, 17 ani, am dat și de reghe, era la început atunci, a fost ca o armată pentru mine, pot să zic. Armată? Da, care mi-a prins foarte, foarte bine. A fost, cred că, cea mai perioada care m-a făcut să înțeleg ce înseamnă fotbalul cu adevărat. Dificil reghe ca antrenor? Sau dur? Pentru mine, da. La început, pot să zic că a fost extrem de dificil. Chin? Extrem de dificil, chin. Dar după am realizat că a fost cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla. Dar ce avea atât de... Bine, îl știm toți pe reghe, că nu se poate discuta cu el. Era o pregătire infernală. De... Eu nici nu știam ce înseamnă aia pregătire. Ții minte că m-am dus într-o zi la el și i-am zis: Mister, mă dor tibile foarte tare și noi acolo la Znagov nu aveam condiții foarte bune. Și alergam pe beton iarna. Da. Și a zis: ce problemă, puneți apărător și alergă. Adică, în spirit de glumă. După m-a lăsat să stau în vestiar și am făcut tratament, dar... Cum am zis, a fost o perioadă grea pentru mine, dar îi mulțumesc și sunt foarte recunoscător că a avut un aport important în startul carierei mele. Bun, Sergiu, îți mulțumesc mult că ai fost alături de noi. Și eu vă mulțumesc. Asta a fost pentru astăzi. Ne revedem mâine dimineața la ora 10 la ProSport Live. Până atunci, nu uitați ProSport.ro și Liga 2.ProSport.ro pentru cele mai interesante știri din sport. Să aveți o zi frumoasă!